drumul. Thank you.
Thank you.
Bucură-te a lui Dumnezeu, mireasmă plăcută. Bucură-te a păcătoșilor, îndreptați pe sedie recunoscută. Bucură-te arma dreptății, împotriva ispitelor mari. Bucură-te scut și îngrădire de dușman și tâlcar. Bucură-te, împărăteasa tuturor, ceea ce vindeci umar neputințele noastre. Binecuvântați înalt preasfințitel stăpâne. Binecuvântat este Dumnezeul nostru, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Să zicem rugăciunea domnească. Tatăl nostru, care ești în ceruri, sfințească-se numele tău, vie împărăția ta, facă-se voia ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea de toate zilele, dă-ne-o astăzi și iartă nouă greșelile noastre,
precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel divin. Ca Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Din cer trimite harul Dătătorului de viață și sfințește apa aceasta și o arată curățită de toate întinăciunile. Din cer trimite harul Dătătorului de viață și sfințește apa aceasta și o arată plină de Duhul Tău cel Sfânt. Din cer trimite harul Dătătorul de viață și sfințește apa aceasta și o arată curățită de toate întinăciunile. Dumnezeule cel cu nume mare, Părintele Domnului nostru Iisus Hristos, singurul care faci minuni fără de număr, al cărui glas este peste ape multe, pe care văzându-te apele s-au temut și s-au tulburat adâncurile și mulțimea vuietului apelor, al cărui umbre te se în mare și cărările în ape multe și pașii tăi nu se cunosc, care prin botezul unui a născut fiului tău celui îndrupat, prin venirea Preasfântului Duh asupra lui închip de porumbel și prin glasul tău cel părintesc ai sfințit cu gerul Iordanului pe tine acum cu minință te rugăm și cu stăruință cerem noi nevrednicii robii tăi trimite harul Preasfântului Duh peste apa aceasta și cu cerească ta binecuvântare binecuvintează-o, curățește-o și sfințește-o și îi dăruiește harul și binecuvântarea Iordanului și puterea care curățește toată întinăciunea și care vindecă toată neputința și alungă demonii și toate uneltirile și cursele lor. Și cu puterea, cu lucrarea și cu harul Preasfântului Duh, arată-o a fi tuturor robilor tăi, care cu credință o vor bea, o vor lua și se vor stropi cu ea, să le fie spre iertarea păcatelor, spre înmulțirea virtuților, vindecarea bolilor, spre sfințirea și binecuvântarea locurilor acestora, și a tinerilor și a copiilor care încep anul școlar, spre adunarea, alungarea tuturor duhurilor prezentoare și răfăcătoare și spre apropierea harului Tău. Tu ești Cel care binecuvintezi, sfințești toate, Dumnezeul nostru. Ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Pace tuturor! Capetele voastre Domnului să le plecați. Că Tu ești sfințirea sufletelor și a trupurilor noastre și Ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Mântuiește, Doamne, poporul Tău și binecuvintează moștenirea Ta. Biruință binecredincioșilor creștini asupra celui potrivit. Înțelepciune drept să ascultăm Sfânta Evanghelie. Pace.
pace tuturor. Și lui tău. În Sfânta Evanghelie de la Luca citire. Slavă ție, Doamne, slavă ție. Să vremea aceea, părinții lui Iisus se duceau la Ierusalim pentru sărbătoarea Paștelor. Iar când a fost el de 12 ani, s-au suit la Ierusalim după obiceiul sărbătorii. Și sfârșitu-se zilele pe când se torceau ei, copilul lui Iisus a rămas în Ierusalim și părinții lui nu știau. Și socotind că este ceata, în ceata călătorilor pe drum, au venit cale de o zi și căutându-l printre rude și printre cunoscuți. Și negăsindu-l, s-au întors la Ierusalim căutându-l, iar după 3 zile l-au aflat în templu, șezând în mijlocul învățătorilor, ascultându-i și întrebându-i. Și toți care îl auzeau se mirau și se de priceperea și de răspunsurile ce le dădea el. Deci, văzându-l, au rămas uimiți, iar mama lui a zis către el: Fiule, de ce ne-ai făcut nouă așa? Iată, tatăl tău și eu te căutăm îngrijorați. Atunci el a zis către ei: De ce mă căutați? Oare nu știți că în cele ale tatălui meu trebuie să fiu? Iar ei n-au înțeles cuvântul pe care l-a spus lor. Și a coborât cu ei și a venit în Nazaret și le era supus. Iar mama s-a păstrat în inima ei toate aceste cuvinte. Și Iisus sporea cu înțelepciunea și cu vârsta și cu harul lui Dumnezeu și de la oameni. Pace Domnului să ne rugăm. Pentru pacea de sus și pentru mântuirea sufletelor noastre, Domnului să ne rugăm. Pentru pacea toată lumea, pentru bunăstarea Sfintelor lui Dumnezeu biserici și pentru unirea tuturor, Domnului să ne rugăm. Sfântă biserica aceasta și pentru cei ce cu credință, cu evlavie și cu frică de Dumnezeu intră și se roagă întrânsa, Domnului să ne rugăm. Pentru înalt preasfințitul Părintele nostru Ioachim, Arhiepiscopul Romanului și Bacăului, pentru cinstita preoțime și cea întru Hristos diaconime, pentru tot clerul și poporul, Domnului să ne rugăm. Pentru ca să trimită asupra acestor tineri Duhul înțelepciunii și al înțelegerii și să le deschide mintea și cugetul și să lumineze spre primirea învățăturilor celor bune, Domnului să ne rugăm. Pentru ca să sădească în inima lor frica sa cea dumnezeiască, începutul înțelepciunii și prin ea să izgonească din inimile lor ușurătățile tinereții,
Domnului să ne rugăm. Pentru ca să deschidă mintea lor spre a pricepe și a ține minte toate învățăturile cele bune și cele folositoare. Domnului să ne rugăm. Pentru ca să le dea lor înțelepciunea care șa de la tronul Lui și să o sădească în inimile lor, ca să învețe ce este bineplăcut înaintea Lui, pentru ca să sporească ei într-o înțelepciune și cu vârsta spre slava lui Dumnezeu, Domnului să ne rugăm. Miluiește! Pentru ca prin înțelepciune viață bună și dreaptă credință să fie ei bucurie și mângâiere părinților lor și întărire bisericii noastre ortodoxe, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru ca să fim izbăviți noi din tot necazul, mânia, primejdia și nevoia, apără, mântuiește, miluiește și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul Tău. Doamne, miluiește! Prea sfânta, curată, prea binecuvântată, slăvită stăpâna noastră de Dumnezeu născătoare și pururea Fecioară Maria, toți sfinții s-au pomenit. Miluiește-ne pe noi înșine și unii pe alții și toată viața noastră. Lui Hristos Dumnezeu să ție se cuvine toată slava, cinstea și închinăciunea Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Doamne, Dumnezeul nostru, Cel ce dintr-un începutul zidirii Tale ai pus întrânsa înțelepciune, cumpănă și putere, Cel ce pe omul creat de Tine l-ai înzestrat cu suflet viu, cu libertate și conștiință de sine, cu virtutea de a alege între bine și rău, cu puterea de a Te cunoaște prin descoperire, dar și prin făptura Ta cea văzută și nevăzută, Cel ce ai sădit întrânsul minte luminată și judecată limpede, Cel ce l-ai înarmat cu gând pătruzitor și dreaptă socotință, Tu, Cel ce l-ai împodobit pe David cu harul cuvântului și pe Solomon cu harul înțelepciunii, Tu, Părintele Domnului nostru Iisus Hristos, care la vârsta de 12 ani îi uimea pe învățătorii din templu cu învățătura Sa cea mai presus de cuprindere, Tu, Doamne, Cel ce dintr-un începutul înțelepciunii, Cel ce dintr-o înălțarea cerului Tău, celui duhovnicesc, îi vezi acum pe copiii și tinerii aceștia la pragul cărților deschise și în așteptarea dascărilor lor. Tu-ți, Împărate Dumnezeule, binecuvintează-le începutul, întărește-le voința și luminează-le mintea spre dobândirea cunoștințelor celor folositoare și spre descoperirea adevărului Tău. Păzește tinerii aceștia, copiii care încep școala, luminează-le mintea, învață-i înalță-i deasupra tuturor grijilor mărunte, dăruindu-le râvna înțelepciunii a învățăturii și cuprinderea cunoașterii, înzestrându-i pe dânsii cu voința de a-și servi patria, biserica și neamul prin comoara sufletelor lor. Deprinde-i pe ei cu bucuria de a-ți rosti numele
și de a-și pune nădejdea în ajutorul și binecuvântarea Ta. Că Tu ești Dumnezeul nostru și Ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Slavă Ție, Hristoase, Dumnezeule, nădejdea noastră, slavă Ție! Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește! Binecuvintează! Hristos, adevăratul nostru Dumnezeu, pentru rugăciunile preacuratei sale Maici, ale sfinților slăviților, întru tot lăudaților apostoli, cu ale tuturor sfinților, să ne miluiască, să ne mântuiască pe noi ca un bun și de oameni iubitor. Pentru rugăciunile sfinților părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Înalt preasfinția voastră, înalt preasfințite Părinte Ioachim, preacucernici și preacuvioși părinți, stimate autorități centrale, județene și locale, dragi elevi, iubiți credincioși, astăzi, în ajunul marii sărbători a nașterii Maicii Domnului, trăim clipe minunate împreună, încărcate cu multă bucurie duhovnicească și cu aleasă binecuvântare. Astăzi, cu ajutorul lui Dumnezeu și din mila Lui, am primit în dar acest odor de mare preț spre închinare, icoana Maicii Domnului, făcătoare de minuni, din Mitropolia Clujului, icoană pictată de preotul Luca, în anul 1673, una din icoanele făcătoare de minuni care aparțin Mitropoliei Clujului și implicit poporului român drept măritor. Astăzi, cu binecuvântarea celor doi erari, înalt preasfințitul Părintele nostru Ioachim, Arhiepiscopul Romanului și Bacăului, și Mitropolitul Andrei, Mitropolitul Clujului, Vadului și Feleacului, avem această posibilitate, avem acest minunat dar
de a slăvi pe Dumnezeu cel întreime lăudat, Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt, care este minunat întru Sfinții Săi. Astăzi aș spune eu că nu întâmplător, ci proniator, a rânduit Dumnezeu în anul acesta special pentru noi toți românii să primim pentru prima dată în mijlocul Moldovei cele binecuvântate și sfinte a domnitorilor sfinți care au slujit pământul acesta românesc. Să primim așadar în acest an special pentru noi românii când se împlinesc 100 de ani de la făurirea României Mari, să ne dăm mână cu mână și să înfrățim, iată, într-un mod spiritual, duhovnicesc, cele trei provincii românești care s-au unit acum 100 de ani. Astăzi, prin acest demers al Sfintei noastre biserici, se dorește să se arate că adevărata unitate, unirea trainică, se păstrează în Dumnezeu prin Maica Domnului și prin Sfinții Săi. Sărutând și cinstind această sfântă icoană, sărutăm și cinstim prin Maica Domnului sufletele tuturor celor care s-au jertfit, s-au nevoit, s-au ostenit de-a lungul secolelor pentru împlinirea acestui deziderat de veacuri al românilor de a trăi în granițele aceluiași stat. Astăzi, Sfânta noastră Biserică ne arată totodată că trebuie să fim încrezători, să avem nădejde că viitorul va fi unul care la fel de vrednic și la fel de luminat ca și trecutul înaintașilor noștri care au luptat pentru unitatea, pentru unirea acestei țări. Pentru că atât timp cât vor exista tineri care vor fi harnici, care vor fi doritori să învețe, sârguincioși să învețe bine la școală, așa cum sunt și cei pe care îi vom premia astăzi în cadrul acestui eveniment, cei mai buni dintre cei buni, copiii care au încheiat cu nota 10 anul școlar ce a trecut. Atât timp cât vor exista tineri și bătrâni care cu evlavie vor îngenunchea în fața icoanei Mântuitorului și în fața icoanei Maicii Domnului cu smerenie, poporul acesta va sta demn și drept înaintea lui Dumnezeu. Acest demers al nostru de a premia acești elevi, cum spuneam, cum îi numeam, cei buni, cei mai buni dintre cei buni, face parte din proiectul eparhial coordonat și inițiat de către Înalt Preasfințitul Părintele nostru Ioachim, intitulat Lăsați copiii să vină la mine și nu-i opriți. Acest proiect are și o componentă social-filantropică, prin care biserica noastră, prin parohiile ei, vine în ajutorul celor aflați în nevoință, familiilor nevoiașe, care au copii să înceapă noul an școlar și datorită dificultăților materiale, de multe ori sunt în imposibilitatea de a-i trimite la școală. Cu alte cuvinte, acest proiect, această componentă a acestui proiect este o componentă care să prevină abandonul școlar. Sigur, ne-am dorit să-i ajutăm pe toți, de multe ori nu reușim. De aceea vă invit și astăzi, așa cum am mai făcut-o, să deveniți partenerii noștri în a căuta ca niciun copil în prima zi de școală să nu lipsească de la școală din motivele acestea ale lipsurilor materiale. Trebuie să știm încă o dată faptul că adevărata investiție, cea mai bună investiție și cea mai profitabilă investiție a unei familii, a unui popor, a unui neam, este investiția în educație. Aș dori în încheiere să mulțumesc Înalt Preasfințitului Părintelui nostru Ioachim pentru faptul că a dat binecuvântare și ne-a sprijinit în organizarea acestui eveniment. De asemenea, îi mulțumim că este alături de noi în seara aceasta, în ajun de mare sărbătoare, cum spuneam. Și totodată pentru că ne-a binecuvântat copiii noștri acum la începutul unui nou an școlar. Înalt Preasfinția sa a ținut neapărat ca în această seară, la acest eveniment de la Moinești, să prezinte și să prezentăm, de fapt, ultima apariție editorială a Înalt Preasfinției sale, semnată de Înalt Preasfinția sa, și anume un volum intitulat Imnuri închinate Maicii Domnului. Un volum în care sunt cuprinse o serie de imnuri și podoabe
bisericești, poeme, care nu sunt altceva decât prinosul de evlavie pe care Înalt Preasfinția sa îl închină Maicii Domnului. Acest volum conține așadar aceste imnuri care nu sunt altceva decât poeme și pricesne de ordin dogmatic, aș putea spune, pricesne dogmatice, care scot în evidență încă o dată darul poetic cu care a fost înzestrat Înalt Preasfinția sa ierarhul nostru. Pentru a exemplifica, în seara aceasta am rânduit ca unul din aceste poeme, intitulat Maica Domnului și Crucea lui Hristos, să fie recitat de către doi tineri, de către doi copii de nota 10, copii care au finalizat, au terminat anul școlar ce a trecut cu nota 10. Este vorba de Florea Andrei și Niculescu Maria Diana, clasa 6 de la școala gimnazială Ștefan Lucian din Moinești, coordonați de doamna profesoară Elena Hereș. În continuare vă invit să-i ascultăm pe acești doi tineri. Maica Domnului și Crucea lui Iisus. Privesc cum ruginesc copacii pe coline, de parcă se îmbracă într-un alt veșmânt, e semnul evident că toamna vine, s-aducă rod și pace pe pământ. Deja hambarele-s de grâne pline, cu trudă adunate de pentinse voi, din grâu curat o mamă coace pâine pentru Hristos și copilașii săi. În podgorii, ciorchini cu rod bogat, așteaptă lucrători cu bucurie să stoarcă mustul bun, să-l pună la păstrat, să aibă sărbători de liturghie. Dar luna lui Răpciune și cea a lui Brumar marchează anotimpul ce încheie vara și, dacă ne uităm în calendar, noi preacinstim pe Miriam, Fecioara, mai la început de an bisericesc, în cea de-a 8-a zi a lui Răpciune. Deși ziua mai scade, iar nopțile mai cresc, e nașterea Fecioarei, feerică minune. În ziua cea dintâi a lui Brumar, când nu mai cade rouă pe pământ, e consemnat cu roșu în calendar cinstirea preacuratei cu al ei frumos veșmânt. Dar între naștere și Sfântul Omofor, Hristos stă răstignit pe Sfântul Lemn, chemându-ne în Duh Înbietor ca să ne răstignim cu El pe acest semn. Iar când lemnul iubirii devine altar, și noi pe același lemn ne răstignim. Preasfânta Maică ne aduce în dar cămașa de lumină să ne mai încălzim. Iisus se uită la cei fără de lege, cum trag încă la sorți cămașa lui, dar Maica sa îl roagă să-i dezlege și să-i îmbrace în slava cerului. Veniți azi în biserici cu candela în mână, aprinsă în voi prin Duhul cel preasfânt. Scăldați veți fi în energii divine, iar Miriam va da un nou veșmânt. Pământul va da rod la timpul său, Fecioara ne va fi ceresc veșmânt și, de rămânem cu toți în Dumnezeu, va coborâ din ceruri iar pace pe pământ. Morala: Hristos iubește crucea, nu lemnul de ocară, că numai crucea este simbolul dragostei și ajută pe cei care acceptă sa povară, iar preacurata le dă veșmântul ei. Mulțumim celor doi copii, Florea Andrei și Niculescu Maria Diana. Precizăm că acest poem se află în acest volum Imnuri închinate Maicii Domnului, volum ce îl putem găsi la pangarul aflat în imediată apropiere a Sfintei Catedrale Nașterea Maicii Domnului și Sfântul Ierarh Nicolae. În cele ce urmează, îl invităm pe Înalt Preasfințitul Părintele nostru Ioachim să ne adreseze și cuvânt de binecuvântare. Dragucenice Părinte Protopop, Sfinte Doamne Prefect,
domnilor deputați, domnule ministru, domnule primar, domnilor primari, preacuceriși, preacuvioși părinți, iubiți credincioși și credincioase, dragi copii, sper să nu fiți prea obosiți pentru că ați venit pe jos, mi se pare cam un kilometru și ceva, până aici, în centrul orașului, lângă Biserica Nașterii Maicii Domnului și Sfântul Nicolae, pentru a primi binecuvântarea lui Dumnezeu, cum s-a spus, pentru începutul noului an școlar. E bine, acest nou an școlar, care îl începeți zilele acestea, este pus sub semnul milei și dragostei divine a lui Dumnezeu, precum și sub binecuvântarea și omoforul Maicii lui Dumnezeu, care a venit în chipul acestei icoane frumoase de la Arhiepiscopia Clujului și Feleacului. Ei bine, dragii mei, în numele nostru, în numele preoților, a tuturor celor care participă la viața Bisericii, rog pe Bunul Dumnezeu să vă primească pe toți într-o slava Lui, să vă ocrotească Maica Domnului în anul care vine cu lumina sa de mamă, cu dragostea sa de asemenea, iar voi ca și copii, silitori, ascultători, să fiți cei care răspundeți cu iubire față de toți educatorii voștri, față de prieteni, părinții voștri, față de cei care au grijă de voi, ca anul școlar să fie la înălțimea tuturor exigențelor, iar voi, după un an, să veniți cu toți cu nota 10 ca să vă premiem așa cum o facem acum. Doresc să mulțumesc Părintelui Protopop că, iată, a organizat cea de-a 7-a ediție, mi se pare, a Zilelor Moineștiului. Bineînțeles că zilele acestea, municipalitatea a organizat și alte festivități la care sunteți invitați, pentru ca să marcăm timpul nostru cu spiritualitatea noastră, cu dragostea noastră, cu atenția noastră. E bine, iată că vin picăturile de ploaie, dar acestea care sunt picături din norii cerului, se transformă astăzi în aghiazmă, în apă sfântă, care, pentru cel care crede, va deveni o picătură de har în sufletul vostru, care vă va ajuta cu voi înși vă să conlucrați și să deveniți niște oameni între oameni și oameni care se adaugă ca și o cărămidă vie la edificiul culturii, spiritualității și credinței noastre ortodoxe. Mulțumim celor care au sprijinit această acțiune, respectiv municipalitatea, cei care au responsabilități în administrarea școlii, în administrarea binelui nostru românesc și, bineînțeles, că cei dintâi beneficiari sunteți voi, dar și părinții voștri, care investesc în voi și dragoste și partea materială atâta cât este. Părinte Protopop, vă mulțumim în mod special și rugăm pe Maica Domnului, care este aici, să vă binecuvinteze pe voi, să vă dăruiască pace, liniște, putere din puterea ei, lumină din lumina ei, har binecuvântată de la Dumnezeu care vine prin ea și Maica Domnului să o aveți totdeauna ca și o icoană, pentru faptul că atunci când priviți icoana Maicii Domnului, priviți pe mama voastră, priviți pe toți cei care au fost înaintea icoanei cu evlavie atâția veacuri. Deci iată că în acest chip al icoanei de aici trebuie să vedeți sau să simțiți cel puțin buzele înaintașilor care au sărutat-o cu evlavie. Să vedeți lacrimile mamelor care au plâns pentru copiii lor sau pentru alte necazuri care s-au abătut asupra familiei lor. Să vedeți pe voievozii de altă dată care au îngenunchiat și au sărutat-o cu dragoste ca să obțină victorie asupra vrăjmașilor văzuți și nevăzuți ai țării și ai spiritualității noastre ortodoxe. În chipul acestei icoane să vedeți lacrimile Maicii Domnului sau să le simțiți care curg atâta vreme cât noi o rugăm cu lacrimi ca ea să ne aducă binecuvântare de la Fiul Său cel iubit, Dumnezeul nostru, în trăime lăudat. E bine, toate acestea adunate la un loc devin un fel de buchet de flori spirituale pe care fiecare dintre voi să îl puneți înaintea lui Dumnezeu și ca El
Împăratul Cerului și al Pământului și Învățătorul tuturor învățătorilor să fie Cel care vă duce cu mintea la împlinirea a tot ceea ce este bun, frumos, vrednic de această țară, vrednic de această patrie, vrednic de acest pământ binecuvântat de Dumnezeu și, bineînțeles, vrednic să ne facă pe noi toți vrednici să ne întâlnim cu El în transcendentul divin, iar acolo să se recunoască în tot ce am făcut noi pozitiv pentru slava Lui. Amin. Acum, Părinte Protopop, te rog să preiei activitatea administrativă și organizarea care ai făcut așa de frumoasă, ca să se bucure fiecare în parte de sărbătoarea aceasta care a început, iată, astăzi, în ziua de 7 ale lui Brumar, cum am zis, și să vă bucurați toți de această manifestare frumoasă de la mâine și să ajute Dumnezeu. Să rămână în presia voastră. Înainte de a da citire acelor elevi care vor fi premiați în după amiaza aceasta, cei care au încheiat, repet, anul școlar trecut cu nota 10, aș dori să adresez mulțumirile noastre și Consiliul Local Municipalității Moinești pentru sprijinul în acordarea pe care l-au acordat în buna desfășurare a acestui eveniment, conducerii jandarmeriei și a Poliției Municipiului Moinești și Poliției Locale. De asemenea, doresc să precizez că, așa cum am făcut-o astăzi la momentul în care am săvârșit slujba pentru cei care au împlinit 50 și 60 de ani de la căsătorie, este printre puținele locuri unde Municipalitatea împreună cu Biserica organizează împreună aceste zile culturale duhovnicești în care suntem chemați cu toții să ne bucurăm și să ne veselim în Domnul Dumnezeul nostru. De asemenea, doresc să precizez că mâine, la ora 16, vom avea un program special. Este vorba de inaugurarea monumentului închinat anului centenar, anului în care se împlinesc 100 de ani de la făurirea României Mari, monument ridicat prin osteneala și dragostea celor care sunt îndrituiți să conducă destinele a Municipalității Moineșteni. Acum o să dau citire elevilor care vor fi premiați. În preasiția sa va acorda diploma și medalia de excelență și totodată un mic dar din partea noastră. Vom începe cu școala gimnazială George Enescu din Moinești și aici invităm pe elevii Nistor Bianca din clasa 5-a și rugăm să urce, Hârlea Maria Ioana, Mireano Ștefania Maria, Lazarovici Șerban Alexandru, Soare Eduard și Soare Edvin, Ardeleanu Andrei Cătălin, Capătă Briana Maria, Cucu Andrei, Cucu Matei, Luca Miruna Ștefania, Andronic Ștefania, Arseni Mihnea Cristian, Condrea Ioana, Dobrovăț Delia Anca și Zvâncă Letiția. Aceștia sunt copiii de la școala gimnazială George Enescu din Moinești, pe care putem să-i și aplaudăm, desigur. Urmează școala gimnazială Ștefan Lupian din Moinești, Florea Andrei, Niculescu Maria Diana, Stoica Simina Georgiana, Catana Andreea Alexandra, Coșa Daria Ștefania, Lazar Alexandru, Rață Alexia Elena, Turcu Anastasia Maria, Lupu Răzvan, Toderiță Teodor, Brumă Crina Elena, Iscu Delia Elena, și aceștia au fost elevii școlii Ștefan Lupian din Moinești. Urmează școala gimnazială Alexandru Sever,
Frățile Paula Cristina, Puiu Veronica, Matei Bianca Elena, Petre Alexandra, rog copiii care au fost premiați să rămână aici în fața scenei, pentru că la sfârșit vom face o fotografie împreună cu ierarhul nostru. Așadar revenim, Matei Bianca Elena, Petre Alexandra, Bucur Bianca, Gabor Adriana, Puiu Estera, Colceru Mădălina și Năstase Adriana, copiii școlii gimnaziale Alexandru Sever Dumnezeu. Școala gimnazială Tristan Țăra, Dumnezeu. Pruteanu Ioana, Dumitru Cristina Marina, Mirăuță George Darius, Ienea Maria Ioana, Mihalache Daria Georgiana, Telariu Ana Stefani, Popa Andreea, Bolohan Cristian, Ciupotaru Delia Petoneva, Ciocan Roxana, Școala Gimnazială Tristan Țăra din Mâine. Liceul Teoretic Spinu Haret, Sandu Ștefan, clasa 12-a, Uță Ana Maria, clasa 12-a. Le aplaudăm și pe ei. Și ține colegiul tehnic Grigore Cobălcescu din Mâinești, a Petre Diana Alexandra și Roman Ionela Mihaela, clasa 11-a. Comănești, Școala Gimnazială Ciprian Corumbescu, Partenii Robert Ștefan, Prisecaru Miruna Ariana, Prunteanu Ana Maria, Sare Albă Beatrice, Candid Mara Ștefania, Dragomanu Ana Maria, Munteanu Radu Ștefan, In Rebecca Ioana, Basilica Robert, Grigoriță Ioana, Cică Daria Maria și Marian Ruxandra. În fine, Școala Gimnazială Liviu Rebreanu Comănești. Bartolomei Ioana Francesca, Pisescu Iarina Maria, Ariton Ioana, Viziru Ovidiu Cătălin, Doriș Eduard Ștefan, Gheorghe Octavian Mihail, Aștefănoaie Alice Elena, Florea Manuela, Iordache Alexandru, Nicolescu Teodora Nicola, Brumă Justin Vicențiu, Culuță Miruna, Lupeș Alexia Elena, Sofron Amalia Ioana, Savo Ștefania Sonia, Vârzan Cezara, Lunganu Lavinia, Rusu Alexandra, Burlacu Cosmina și Zabrian Paul, elevii Școlii Gimnaziale Liviu Rebreanu. Colegiul tehnic Dimitrie Ica din Comănești, Mihai Vlad Gabriel, clasa 8-a, Ionică Daria Maria, Copcel Maria Mara Ieninca, Gabriliu Andrei Mihai, Popa Ștefania Gabriela, Voșloveanu Loredana Cristina, Bigiu Tofan Steliana, Comanac Elena Mălina, Magdan Ștefana Magdalena, Ignata Ana Maria și Popa Florentina Maria, elevi ai Colegiului Tehnic Dimitrie Ica din Comănești. Trecem la Dărmănești, Școala Gimnazială numărul 2 din Dărmănești. Timaru Alexandru Marina, Chiriș Ioana Georgiana și Momanu Miruna Maria. Aceștia sunt elevii Școlii Gimnaziale numărul 2 din Dărmănești. Liceul Tehnologic Dărmănești, Stoica Bianca Nicoleta, Ariton Matei, Mititelu Bianca Andreea, Timariu Denisa Elena și Filip Florin Mihai, clasa 8-a, Liceul Tehnologic Dărmănești. Școala Gimnazială Slopu, Boș Florentina Daniela, Moise Elena Bianca și Văcărașul Drago Ștefan, Școala Gimnazială Slopu. Trecem la Școala Gimnazială din Argeș, Ailinchei Daniel Gabriel, Garche Maria Antonia, Mernușcă Marga, Avasilcă Maria, Bucalău Mirela, Cernea Ion, Mernușcă Daniela,
Abalai Bălănescu Olga, Burlacu Miria Larisa, școala gimnazială Agăș, copiii de acolo. Ardeoani, școala gimnazială numărul 1 Ardeoani, Purcaru Adriana, Toia Bianca Elena, Arion Vasile Daniel, Colăcel Alessandro Ștefan, școala gimnazială numărul 1 din Ardeoani, copiii acestei școli. Asău, școala gimnazială Asău, Alecu Mărina, clasa 7-a și Huluță Ilaria, clasa 7-a. Balcani, școala gimnazială numărul 1 Balcan, Marian Matei Călin, Surcanu Ecaterina. Apoi școala gimnazială frumoasă urmează. Ciciu, Timea, Lucia. Aceștia sunt copiii de la Balcan, din comuna Balcan. Bereșta Slău, Bârle Alexandra, Codreanu Ioana, Cojocaru Andrei. Școala gimnazială Turuiană, Ceangău Alexandra Adelina și Spătarul Larisa Raluca, clasa 8-a. Brusturoasa, școala gimnazială Ioana Radu Rosetti, Popa Dumitra Larisa și Dobrițoiu Ana Maria. Măgirești, școala gimnazială de acolo, Avram Andreea Ioana, Ceaușu Elena, Dârlău Paula, Stamate Teodora, Albert Ana și Bărgăoanu Cosmina, elevii școlii gimnaziale din Măgirești. Palanca, școala gimnazială Palanca, Beța Melina Vivien, Pricop George, Corbu Maria Claudia, Crăciun Delita Ioana, Crăciun Paula Ioana, Pricop Teodor, elevii ai școlii gimnaziale din Palanca. Școala gimnazială din Corbu, Gabor Larisa Ioana, Periș Larisa Maria, Iscu Delia Georgiana, Corțanu Bianca, Lovin Ioan Constin, Mirăuță Ioan, Șova Bogdan Mihai, Pricopi George, Popa Antonia, Nemeci Adrian, Dascălu Ana Maria, Gabrinuță Raul Lucian, Caravan Elena Mihaela, Gabrinuță Adrian Ștefan și Morarul Delia Andreea. Elevii școlii gimnaziale din Podul urmează școala din Corteni. Brote Andreea Elena, Anton Alexandra Elena și Brote Cătălina Mihaela. Solon, Slătătușul Daniel de la școala gimnazială din Solon. Urmează școala gimnazială din Sugar. Berilă Ioana, apoi de la Zeneș, Absinte Denisa Maria, Alupei Antonia Elena, Cucu Mirabela Evelin, Dărlău Andrei, Dima Mădălin Nicolae, Marian Nistor Marin Constantin, Nistor George Vlad, Nistor Misa Maria, Nistor Maria Alexandra, Popa Daria Elena și Roman Alexandra Maria. Aceștia sunt elevii premiați de nota 10 din cuprinsul Provăriei Mănescu, număr de 173. Și mai avem un olimpic, Nepulau Octavian, care a obținut premiul de premiul la Olimpiada Națională de Chimie, dacă este un invitat pe scenă, și din motive binecuvântate, pentru că participă la ITO Sibiu, este vorba de eleva Ereș Andreea, la fel, el este olimpicul nostru, Nepulau Octavian, Olimpiada Națională de Chimie. În cele ce urmează, vom oferi tuturor elevilor participanți la acest moment un mic dar din partea preasfinției sale, un alt preasfințitul Ioachim, din partea arhiepiscopiei noastre, la început de an școlar, cu binecuvântarea duhovnicească de bun început. Și totodată vă rugăm ca toți cei care ați primit aceste daruri și veți primi aceste daruri să ne așezăm în fața scenei, ca la ieșire în altă preasfinția sa să facă o fotografie împreună cu toți copiii premiați. Vă dorim tuturor sănătate și multă bucurie și mult ajutor de la Maica Domnului, să ne ocrotească pe toți, să fim așa cum ne învață Sfânta noastră Biserică, cu luarea minte și totodată să fim demni și mândri de
faptul că suntem români, că avem acest dar de la Dumnezeu, că am trăit și trăim împreună acest an special, anul centenar, împlinirea celor 100 de ani de la păurirea României Mari. Dumnezeu să ne ajute acum cu tuturor copiilor să împărțim darurile părinților de acolo. Vă oferim darul la toți copiii și urmează ca apoi să coborâm și să așezăm icoana Maicii Domnului, făcătoare de minuni, acolo la locul în care deja dumneavoastră o parte dintre noastre sunteți așezați. Tuturor vă dorim să aveți mulți ani trăiască. La preasfinții sale, la preasfințitului Părinte Ioachim, Arhiepiscopul Romanului și Bacăului, dăruiește, Doamne, zile îndelungate, până sporire în propovăduirea cuvântului, pe calea mântuirii, și îl păzește într-o mulți ani. Mulți ani trăiască! Domnului primar, Doamnei prefect, tuturor dăruiește, Doamne, sănătate, lungime de zile, bună sporire întru toate, ce-i păzește într-un mulțean. Mulți ani trăiască!
frumoasă. Poate ieși pe aici? Nu.